Astăzi, faptul că fiind anunțat că noul ministru al justiției va fi judecătorul Curții Constituționale, Victorie Iftodi, ce credeți despre candidatura dumneavoastră? Eu vreau să spun, cu toată dragostea mea închin mele față de Vlad Plahotniuc, da, și de PD, care cunoașteți tot ce s-a întâmplat, dacă vă susține declarați de unire, îi ier toate păcatele și atunci să comentez întrebarea dumneavoastră. Și totuși despre Victorie Iftodi, ce credeți? Este un candidat bun la funcția de... Eu vreau victoria în problema unirii. Aici doar mă opresc, ce ține de victorie. Restul nu comentez și nu răspund. O zi bună, trăiască unirea. La revedere.